Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Să facem carne asta bumă. Era pur și simplu o carne tare, poți să o mănânci, dar nu e ce trebuie. Pune tăvă aici. Mai hai mă, las-o să facă, mă, haideți, mă, așa pune să stea dreaptă. De ce nu stă dreaptă, mă? În momentul ăsta nu mai are sens să mai facem nimica. Oricum nu are sens. Hai mă, pune da, acolo, are sens. Asta e ce se fac. Haide, mă, haide, repede, ia. Era război acolo, pe foc, săreau stropii, mardeau și pe față ne veneau. Stai, au un... Da, mă, stătea și că nu reușim, zic, trage la cuțit acolo și termină. Nu o să abandonăm acum în ultimele 5 minute, că tu ți-ai venit pe cap să faci nu știu ce avioane. Dar nu are sens să mai are lucrăm și la o țigară. Are sens, nu renunța în ultima secundă. Nu renunța, mai că ia... Nu renunța. Dem, te rog. Matthew încă are speranță, eu știu că-i fail, că sunt bucătar, mă pricep și știu ce fac. Nu vrei nimeni să nu renunți tu și să pui cu carnea? Tu ai spus să le faci. Păi, dar eu nu vreau să mă stropesc pe acolo, nu se vrei. Poate mânca gustă din carne. Ok, fac eu. Și-a abandonat absolut total, a rămas betul Matthew acolo, s-a fript, s-a opărit pe mâine. Nici nu voia să arde, nici nu mai avea chef, era și frustrat și a plecat. Ok, pleacă de aici, că eu rezolv, eu nu renunț. Hai, Matthew, cum arată? Întoarce și mie o bucată. Haide. Eu simt că am salvat carnea. Adică cu treaba pe care am făcut-o acolo, am făcut-o să fie mai comestibil. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.